Ne aflăm în expoziția Galeriei 418. Este a doua expoziție, un bis, dacă vreți, în care se regăsesc trei picturi abstracte. Vincențiu Grigorescu, Romul Nuțiu și Diet Zeiler. Asta a fost ideea doamnei dr. Grevers, galeristă, care i-a găsit pe toți trei și a avut senzația că cumva trebuie să fie pus într-un contact vizibil. Ei nu se cunoșteau toți, adică Diet Zeiler și tatăl meu se cunoșteau, dar Romul Nuțiu cred că nu făcea parte din acest grup de trei artiști abstracționiști. Atunci, ce vedeți acum, sunt niște lucrări care Ioana Grevers și eu le-am adus din Italia. Nu au fost expuse în anul trecut și vedeți o parte din colecție. Lucrări monocromatice, lucrări cu pânză, lucrări cu efectul luminii, care aici este, dacă, nu știu dacă puteți să vă uitați acolo, care este vizibil, foarte vizibil, se mișcă soarele, se mișcă și tabloul. Adică ce făcea el era lupta cu pânza, lupta cu culorile și ideea de a arăta că tabloule monocromatice au o viață naturală și că negru și alb, și o să vedeți și niște tablouri negre, sunt culori à plein droit, cum spune francezul. În istoria artei clasice se spune că negru și alb sunt niște culori auxiliare, dar asta nu e adevărat. Adică el a descoperit farmecul negrului și albului, așa cum a făcut și Soulages în Franța, mulți ani după aia, care și el și-a găsit drumul spre negru, dar el a rămas în negru. Adică Soulages nu a depășit această fază. Tatăl meu, după aia, la sfârșitul vieții, s-a reîntors, într-un sens, la tablouri pluricromatice. Deși baza a fost și a rămas negru și alb, geometrie foarte strictă, adică aici, ca exemplu, ca să spun, filozofia oul și viața. Viața și moartea. Astea erau ideile lui de bază și se regăsesc în foarte multe tablouri. Aici aveți, ca exemplu, lucrarea cu materialul, chemat intreccio, și acolo mișcarea pânzei, adică scoate o altă dimensiune din tablou, și așa mai departe. Și dacă trecem dincolo la tabloul negru, o să vedeți despre ce e vorba, dacă camera o prinde bine. Eu m-am venit invitat de către doamna dr. Grevers să fiu de față la vernisajul actual, așa cum am fost și anul trecut, și îmi face foarte mare plăcere să-l văd pe Vincențiu Grigorescu reintrodus în țară, că el a fost supus unei damnatio memoriae timp de, hai să zicem, 40 de ani în această țară, nu numai în timpul comuniștilor, dar și după aia, și acum văd că descoperă lumea pricepută. Și merită, că în Italia avea un renume și aici nu. Să vă dau un exemplu. Acum o lună jumătate am avut un vernisaj la Budapesta, în Institutul Italian de Cultura de Budapesta, care a intitulat această expoziție individuală, numai Vincențiu Grigorescu, Artista Italiano ed Europeo. Găsesc că a fost un titlu foarte frumos. Și eu cred că și arta țării României, vorbesc de România, ar trebui să fie văzută în dimensiuni europene, adică să ieșiți puțin din introspecțiunea națională și să depășiți puțin frontierele, că artiștii români, unii, sunt de renumă internațional și și-au făcut drumul, dar să fie deschis această poartă și pentru aia mai tineri, care merită, care sunt foarte solizi. Aici vedem o lucrare monocromatică, cu vibrații, care este făcută de o singură culoare. Este un negru identic și se vede ce se poate face cu acest negru. Negru mai deschis, un gri, dar nu e adevărat, este un negru-negru. Ivory Black se cheamă, un negru foarte vivace, așa. Și dacă trece lumina pe aici, o să vedeți ce efect are.
este o treabă emblematică pentru Vincenție Gurescu, care reprezintă o perioadă care a început, a să zicem, în anii 70 și ceva și a fost continuată până la sfârșit. În timpul socialismului realist sau realismului socialist, adică conținutul trebuia să fie socialist, iar forma realistă, astfel de pictură nu era considerată valabilă, era considerată formalistă și prin formalism treceai foarte repede la să fii chemat reacționar. El a fost dat afară de două ori din Uniunea Artiștilor Plastici, după aia reprimit, chiar a ajuns să fie secretar general la Uniunea Graficienilor, însă în 1972 s-a hotărât să părăsească țara, că nu mai avea răbdare și nu mai vedea nicio șansă pentru dezvoltarea artistică în această țară. Era timpul în care Ceaușescu, după vizita aia celebră în Coreea de Nord și în China, spuse că în România trebuie să dezvoltăm același tip de comunism, de socialism, adică pentru toți aia care aveau o posibilitate de a scăpa, au și scăpat. Tata fusese invitat la Milano cu un an în urmă și a acceptat această invitație și a părăsit țara cu un geamantan, un singur geamantan, și nu s-a mai întors. A rămas în Italia până la sfârșit și după 2-3 ani a cerut azil politic și după aia a primit cetățenia italiană. Și ar fi vrut să fie reconsiderat, redescoperit de către țara sa de naștere, dar n-a fost cazul și văd că acum avem o ocazie.